Primarul municipiului reședință de județ Ion Lungu a declarat că Direcția de Sănătate Publică și-a exprimat dorința ca la sediul primăriei din Burdujeni să se înființeze un centru de permanență. Să vedem exact în ce constă înființarea acestui centru, care sunt obligațiile, eforturile primăriei. Conform legii, primăria trebuie să asigure niște cheltuieli legate de personalul auxiliar, de întreținere, pază, șoferi. Evident că azi aceste sume nu le avem prinse în bugetul Consiliului Local. Este posibil, în măsura în care găsim o soluție cu cei de la Direcția de Sănătate Publică, să înființăm acest centru de permanență, începând cu partea a doua anului, cu semestrul 2-2011, dar întâi să vedem exact în ce constă, ce spații sunt necesare și care sunt eforturile primăriei. Edilul șef a precizat că în Burdujeni există un punct medical, dar din cauza faptului că nu a fost găsit personal care să îl deservească, a fost transformat în stație de ambulanță. Ion Lungu consideră că realizarea unui asemenea centru se impune, mai ales având în vedere că pe timp de weekend unitatea de primire a urgențelor este foarte aglomerată.